Gogo Cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Scriitorul și criticul Alex Ștefănescu mi-a spus cândva: voi încheia proiectul Eminescu și atunci, în sfârșit, vom putea vorbi despre poet nu doar în ianuarie și în decembrie. Iar acest moment a sosit. Dragi prieteni, bună dimineața! Poate că astăzi am să vă surprind, dar la Grădina Cărturești sosește chiar Mihai Eminescu, iar misiunea mea dificilă, alături de criticul și scriitorul Alex Ștefănescu, este aceea de a vă face să-l cunoașteți și poate chiar să-l îndrăgiți. Bine ați venit, bine ați revenit, mai exact. Bine v-am bună găsit. Dimineața! M-a emoționat ce a spus că vine chiar Eminescu și m-am adus aminte de o mărturisire a lui Tudor Arghezi, care și amintea că la 9 ani da. L-a întâlnit pe Eminescu pe stradă și ține minte privirea stranie pe care avea Eminescu în 1889, iar Arghezi avea 9 ani atunci și zice, deci... Bine ați revenit la... Bine v-am regăsit! Bine v-am găsit! Doriți să beți o cafea? Cum să nu? Cum să nu? Bineînțeles, mie ca de obicei cappuccino și croissant. Eu o cafea espresso și un croissant. Eu așa m-am și îngreșat venind la emisiune, la un croissant. Așa, și Arghezi, cel de 9 ani. Da, și eu m-am dus să iau un interviu lui Arghezi ca tânăr publicist și am spus, vreau să vă privesc și eu în ochi, să mă uit în ochii celui care s-a uitat în ochii lui Eminescu și în felul ăsta... Foarte frumoasă transfuzie și ați simțit da, o clipă emoția? Da, am simțit o clipă emoția, că am ajuns la privirea lui Eminescu. Știți că aveam dorința și ambiția să ating măcar o dată la Biblioteca Academiei, nu facsimilul, ci pagina eminesciană cu scrisul real, cu cerneala adevărată pe care o pusese poetul. Și am reușit până la urmă, trăind aceeași emoție a privirii pe care mi-o relatați acum. Înseamnă că mă înțelegeți. Cum să înțelegeți? Uite, un prieten al meu, fost ministru al educației, Daniel Funeriu, mulțumesc. Mulțumim. Mi-a dus cadou din Japonia o cerneală de culoare violet, exact ca aceea pe care o folosea Eminescu când intimitea scrisorile, îi scria Veronica Emicle. Și fabricată după procedeul din secolul XIX. Știți că japonezii au tot felul de... De rețete de cerneală. Da, da. Și scriu cu ea, sunt fermecat. Este cerneala violetă. Da? Și multe lucruri mă impresionează. De exemplu, când eram elev, în orașul copilăriei mele, Suceava, este o casă memorială Simeon Florea Marian. Și acest etnograf și om de cultură avea o față de masă pe care îi ruga să se iscălească pe cei care îl vizitau. Și eu știam că fusese și Eminescu în vizită, dar nu i se descoperise iscălitura pe fața de masă. Ați scris și în acest grozav volum Proiect de o viață, 4 ani am locuit în viața lui Eminescu da. Și apoi mi-am văzut de viața mea. Da. Să luăm firul poveștii de la această viață în viață, de la suflul dumneavoastră conjugat cumva cu al poetului, da. Pentru că, dincolo de cerneala violetă despre care vorbeam, nu știm prea multe elemente casnice, sau poate dumneavoastră, cercetând mai mult decât mine, ați aflat undeva ceea ce mie mi-ar fi plăcut să știu. Dacă bea de pildă ceai sau cafea, dacă îi plăceau grădinile, și așa mai departe. Nu am găsit niciunde amănuntul, precum la Balzac, de pildă, care era atât de cafegiu. Dar poate că ar fi plăcut cu noi. Vă răspund chiar acum. Vă rog. Vă răspund chiar acum cu elemente concrete. De exemplu, un nepot al lui Slavici, care a stat în gazdă la Slavici, unde era persecutat de soția lui Slavici, care era o femeie rea. Ăsta e adevărul. Sunt și unii scriitori care au neveste rele.
și care oricum îi bătea în peretele lui Eminescu, când Eminescu, care era perete în perete cu ea, noaptea stătea și citea versurile cu glas tare, da, ca să le verifice muzicalitatea. Am văzut această însemnare, da, și deranjul gazdelor față de bodogănelile poetului care, da, care scanda pur și simplu. În loc să fii fericită că ai ocazia să-l asculți pe mare poet, aș fi stat toată noaptea să-l ascult. Și ea l-a găzduit pe nepotul lui Slavici undeva în Cerdac, unde era frig, era toamna, și Eminescu îl chema noaptea pe ascuns la el în cameră să doarmă în patul lui, fiindcă el nu stătea în pat, ci stătea la masa de lucru. Da. Și povestește acest martor ingenu, cu mintea lui proaspătă, cu sensibilitatea lui de tânăr, cât de mult l-a impresionat faptul că Eminescu bea cafea, avea o spirtieră proprie, își făcea singur cafea și că avea niște migrene îngrozitoare. Asta n-a mai spus nimeni despre Eminescu. Avea momente când spunea ceva zguduitor pentru mine, îl durea atât de tare capul, încât spunea smulgeți-mi capul, smulgeți-mi capul. Adică ce tragedie ca tocmai sediul gândirii lui să fie atacat de suferință formidabilă. Iar în legătură cu grădinile, pe strada unde locuia Slavici, locuia proprietarul unor birje și la un moment dat îl întâlnește pe nepotul lui Slavici și îi spune: uite, eu nu îndrăznesc, poate vorbești tu cu Eminescu, vreau să-i fac o surpriză, să-l duc într-o plimbare cu birja până la Cernica. Tânărul intermediază, da, și are loc această călătorie. Ajung la Cernica, era primăvară, când erau cireșii înfloriți. Birjarul, din stimă față de Eminescu, pusese cai albi la birjă, că știa că... Și gătiți precis, țesălați înainte. Țesălați! Închipui eu. Da. Deja sunt în film. Dar vedeți cum proprietar de birjă citea Eminescu, care încă nu era considerat un geniu. Așa e. Deci nu avea faima imensă pe care o are acum și totuși unii oameni îl citeau. Să spunem celor care ne ascultă și ne văd că birjarul cita probabil și datorită faimei lui de gazetar de publicist. Și de publicist. Pentru că citea polemic ziarul și... Timpul, așa, exact. Așa este, da, exact, exact. Și ajuns la Cernica, el a rămas în livada cu cireșii înfloriți și a stat pe o bancă dornic să se uite la cireșii înfloriți. Eu am crezut că poate este o legendă, o fantezie. Exact. Așa. Și când m-am dus la Cernica, un călugăr de acolo, care este el însuși poet, m-a condus la arhiva mănăstirii, mi-a arătat întâi chilia în care a locuit Tudor Arghezi ulterior. Da, dar, celebră de altfel, da, am văzut-o eu însemn. Da, da, și mi-a spus că este consemnată în arhivă și a rămas și o legendă a mănăstirii, venirea lui Eminescu în vizită și banca pe care a stat Eminescu și care și acum este privită cu emoție, așa. Și astfel am putut să aflu din două surse cum fac ziariștii despre această călătorie de vis a lui Eminescu la Cernica. Domnule Alex Ștefănescu, vă invidiez cu grație, pur și simplu, pentru că ați lucrat, exact cum ați spus adinaori, în parte ca un jurnalist asidu, în, da, parte ca un critic redutabil, așa cum sunteți de toată viața, și în egală măsură ca un cercetător. Cu alte cuvinte, nu v-a crispat nicio clipă tot șirul de precedenți din urma dumneavoastră. În anii 90, ca studentă, mi se spunea, încă mi se spunea la facultate, cum Perpesicius a orbit pe manuscrisele, da, lui Eminescu. Nu, dar sunt lucruri, da, fără îndoială, sunt reale, da, dar sunt și intimidante, pentru că un cercetător tânăr, în fața acestei farmaceutice aplecări, probabil că s-ar intimida și ar spune: ei, oare să plătesc cu viața? Eu am avut o admirație sinceră față de Eminescu, încă din copilărie, încă înainte de a învăța să citesc, îmi citea tatăl meu cu glas tare din poeziile lui. Ce m-a uimit cel mai tare la Eminescu era că folosește cuvinte cunoscute de toată lumea într-un mod magic. Asta mi s-a părut uimitor. Cunoșteam și eu acele cuvinte, dar nu aș fi reușit să crez
asemenea combinații parcă fermecate. Cu alte cuvinte, asonanța, muzicalitatea, armonia. Și sensurile. Adormind de armonia codului bătut de gânduri. Pare atât de simplu și de muzical și de profunzime. Dar dacă te gândești codului bătut de gânduri, toată lumea zice codului bătut de vânturi. Da. Dar noi, ca să aducă la firul ierbii un vers care e de-a dreptul astral. Ceea ce ați făcut în acest volum, pe care îl țin de câteva minute cu mine, Eminescu poem cu poem, și deocamdată e prima parte, să spunem că sunt doar antumele aici, și e de fapt o împrietenire a generației de digitale, ca să spun așa, direct, cu un Eminescu clasic, cu un Eminescu romantic și european. Exact. Și nici nu vreau să mă lansez în alte epitete, pentru că îl voi confisca din nou, ajungând la atâtea sintagme devalorizate, poetul nepereche, geniu național și atâtea sintagme care îl îngheață pur și simplu. Exact. Când de fapt el e cu noi acum la cafea, dacă ne-am salutat în stilul acestui tânăr poet chiar genial, ne-am spune probabil cum saluta el prietenii. Trăiască nația. Trăiască nația, da. Și uneori... Nu, și înjura mama nevoii. Da, și mama nevoii, da. Și uneori, pentru că amicii din preajmă cunoșteau acest salut, spuneau ei primii, trăiască nația, și Eminescu răspundea, mai știți cum, sus cu dânsa. Sus cu dânsa, da. Adică un joc de cuvinte amuzant, jovial și poate chiar un pic licențios, mi se pare astăzi, dar era, de fapt, în spiritul unei gândiri. Bine, Eminescu și știa să se joace. Clar. Nu era mereu grav. Și de altfel în Floarea Albastră se ironizează pe sine când are alături o ștrângăriță de fată care îi propune să meargă în codru să se sărute și el stă și se gândește la câmpiile asire și îndepărtata mare. Adică el singur își dă seama că este puțin inadecvată atitudinea asta filozofică, contemplativă, când ai alături o zgâtie de fată care vrea să se sărute sub borurile pălăriei ca să nu fie văzută. La un moment dat, printr-un poem din 1867, cred că se chema Filozofia copilei, l-am găsit transcris și pe manșeta filei era chiar manuscrisul 2254, mi-aduc aminte exact. Și este această notiță de pe când poetul avea 17 ani și care zice așa: Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor, deci știți bine declarația, un nouă de aur din marea de amar. Da. Repet, este declarația unui băiat, unui puște, aș putea să zic, care nu e pe taste ca astăzi, poate s-ar fi bucurat de triumful tehnologiilor noastre. În mod sigur. Da. Deci Eminescu ținea pas cu tot ce e nou și chiar cred că i-ar fi învățat și pe alții să folosească. În mod sigur. S-ar fi bucurat de tehnologie, dar ar fi apreciat în mare măsură sau poate în mod absolut întâlnirea noastră la cafea, privindu-ne în ochi și vorbind despre poezie. Deci eu am vrut să mă întorc la text. Să citim poezia. Să știți că mari critici mai inteligenți și mai valoroși decât mine, George Călinescu, Tudor Vianu, nu l-au citit atent. Trebuie să spun asta. Pentru întâlnirea cu dumneavoastră am recitit mai exact cantități mari, chiar și Viața lui Eminescu, acest care volum, o capodoperă din 1932 a lui George Călinescu. Dar e o improvizație, improvizație genială. Deci nu prea are legătură cu Viața lui Eminescu. Asta urma să spun. Mi-ați luat cumva remarca așa din... Așa o să fac toată viața, mă iau toate Bine, suntem în competiție, așadar, cu Eminescu între noi, unde vreți să mergem mai degrabă, spre ce perioadă? Când ați simțit, vă întreb acum, eminescianismul sărind ca un țipar așa deasupra apei, va fi fost un moment cu siguranță. Frumoasă comparația. Două lucruri vreau să spun. Că atunci când am început să îmbătrânesc, mi-am dat seama ce eșec ar fi pentru mine să mor fără să fi scris o carte despre Eminescu. Deci aveam opera lui în minte și totuși nu scrisesem. Pe de altă parte, este bine că nu m-am grăbit să scriu, pentru că este vârsta cea mai bună la bătrânețe să scrii despre Eminescu, când ai înțeles foarte mult, ai înțeles ce înseamnă literatura. Unii au încercat să mă descurajeze. Două mari obiecții au fost. Unii mi-au spus: de ce să scrii despre un poet din secolul XIX depășit? De ce să nu scrii despre un contemporan? Despre un contemporan am scris o carte care
a avut și succes despre Nichita Stănescu. Exact. Care ar fi spus despre Eminescu și a și spus-o și noi încercăm de la Nichita citire, de fapt asta să facem. Din Eminescu, un om pipăibil cu mâna, exact. Un om îmbrăcat în stofă, care a existat, zice, cu adevărat. Care a existat cu adevărat. Și Nichita Stănescu îmi zicea la 39 de ani, mi-e rușine că încă că am împlinit vârsta la care a murit Eminescu și eu trăiesc mai mult decât Eminescu. Mi-e rușine că trăiesc mai mult. Fabuloasă declarație și amară, pentru că, într-adevăr, în 39 de ani, Eminescu a făcut mai multe lumi la oaltă. Ați spus odată un lucru care m-a fermecat și vreau să-l repet. Ați scris și ați spus că în Eminescu se află... Referiri ca în Sacra Biblie, pentru că avem în opera lui citate despre toate împrejurările din viață. Noi, de fapt, am rămas în urma lui Eminescu și trebuie să facem efortul să-l ajungem din urmă. Noi am evoluat din punct de vedere emoțional. Domnul Alex Ștefănescu, poate și educația noastră civică, ceea ce m-a frapat citind la această vârstă, cum spuneți, numai devreme, a fost patriotismul profund al lui Eminescu, care tot la 16-17 ani vorbea cu voce plină de românismul nostru. Mai mult decât atât, la 16 ani a plecat pe acasă, pe jos, exact. A plecat de la Cernăuți pe jos, ca să ajungă la Blaj și la Sibiu și în alte locuri din Ardeal, ca să afle cum trăiesc românii. Da. Și ca să afle, citez eu, de unde răsare, zicea la Blaj, soarele românismului. Soarele românismului. Ce limbă vorbesc românii din diverse provincii românești, ce folclor scriu și nota. De fapt, aș vrea să văd și astăzi un tânăr care este dornic să afle mai multe despre poporul lui. Nici nu ar avea nevoie să se ducă pe jos. Ar avea, chiar computerul poate fi folosit ca să afli mai multe despre țara ta. Dar sunt unii care nu știu nimic despre orașul lor. Să ne amintim când a ajuns la Viena prin 1869, s-a dus întâi la Societatea Românismul, era rezonantă și mai mulți studenți români erau înscriși acolo. Unii fuseseră colegi cu el la Cernăuți. La Cernăuți, la colegiu. Și l-au primit bine. Dar românismul enfatic din acea societate l-a deranjat imediat și a preferat să se ducă la o societate, Orientul, al lui Grigore Grandea, tocmai pentru că era interesat, cum ați spus mai devreme, de tradiții, de resuri, de mitologie națională. Și de organizarea unor manifestări concrete, de exemplu, cum a fost formidabila sărbătorire de la Putna. De binele obștesc, de cum binele zice. Obștesc, binele obștesc. Și care era un fel de patriotism în acțiune, nu era un patriotism declarativ. El a fost, Eminescu, sufletul acestei manifestări, care a avut un mare ecou și care a reunit acolo români din toate provinciile, care au adus puțin pământ din toate provinciile românești ca să îl amestece în acel loc. El s-a gândit cu emoție la Ștefan cel Mare, care va apărea în celebra poezie Doină. Da. Noi românii am ajuns atât de rău încât ne frică să ascultăm poezia Doină, așa cum ne era frică pe vremuri să ascultăm Europa Liberă. Deci avem un sentiment de clandestinitate, parcă nu avem voie să ne iubim țara. Trăim în singura țară unde dragostea de țară se pedepsește sau este considerată suspectă. Toți oamenii de pe pământ își iubesc țările de unde provin, dar toți, și americanii, și francezii. Și o declară sus și tare. Și o declară sus și tare. Da. Da, din păcate, da. Prea râdem. Pentru că și prea de Eminescu s-a râs de îndată ce a animat cu energia lui această grandioasă sărbare de consfințire cumva celor 400 de ani de la întemeierea de către Ștefan cel Mare a mănăstirii Putna. După acest gest extraordinar a și reunit două societăți vieneze ale studenților care erau rivale în Societatea Social-Academică România Jună. Și apoi ce s-a întâmplat? Să spunem clar, a venit un poestraș, ce nume, Ioniță Bumbac. S-a salvat în istorie acest Bumbac prin faptul că l-a atacat dur pe tânărul Eminescu, pentru că își pusese pur și simplu sufletul pentru această sărbare, pentru Congresul Studenților Români de la Viena. Și vedeți pentru că Eminescu, în repetate rânduri, a fost persecutat pentru că și-a iubit țara.
Și când era redactor la Timpul la București, începând din 1877-78, făcea parte dintr-o societate Carpații, societate secretă, și am citit rapoarte secrete ale poliției politice din Viena în legătură cu participarea lui la ședințele acestei societăți. Chiar consulul maghiar la București din acea vreme a trimis o scrisoare, un denunț către șeful poliției secrete din Austria, atrăgându-i atenția că Eminescu ia parte la aceste ședințe și că este, atenție, nu un poet cu capul nori, un spirit organizator, are talent de organizator. Și dădea și un exemplu, că atunci când se întrebau cei de acolo, de la această, din această societate, cum să trimită broșuri în satele din Ardeal ca să le explice țăranilor că aparțin neamului românesc, cum să realizeze ceea ce în termeni de asta anume difuzare, difuzarea acestui material. Și Eminescu le-a dat o idee. Păi nu trebuie să plătim oameni și să-i trimitem, pentru că oricum avem studenți din Ardeal care la facultățile din București, și când se întorc acasă în vacanță, Duc cu ei broșurile da, și oricum, este... oricum acești studenți sunt din toate satele. Da. Nu sunt... da, da. Și... E viziunea grozavă a unui spirit care se afla înaintea timpului său. Da. Și pentru că ați vorbit de această vocație a organizării, culmea, la un poet genial, e aproape de necrezut, să mai spunem câteva, să le spun pe repede. A cantonat 3 ani ca director provizoriu pus de ministru pe atunci, Titu Maiorescu, la Biblioteca Centrală din Universitară Iași. Din Iași, și a lăsat totul deoparte pentru organizarea acestei biblioteci. A regândit pe structuri moderne. A cumpărat pentru bibliotecă manuscrise noi și rare. Și sfârșitul a fost de asemenea amar, dacă nu cumva chiar tragic, pentru că la puțină vreme... Când Titu Maiorescu și-a pierdut postul de ministru... Exact, apropo de vicisitudinile politicii, parcă nimic nu s-a schimbat, de fapt. Când, au venit liberalii în locul conservatorilor, el a fost târât în fața parchetului, s-o spune. Ca să elibereze ei un post pentru un om de-a lor și acuzat... În mod fals, din fericire... A fost achitat pentru această falsă... Abia după 2 ani. Da. Deci 2 ani a stat sub această presiune. Sub vina cumplită, că ar fi echivalentă cu un delinvent, că ar fi sustras mobilier și cărți. Cumplit. Nu. Erau, absolut. De fapt, era niște mobilă cu totul scoasă din uz și iarna, pentru că acolo nu erau lemne pentru foc, a pus pe foc niște lemne aruncate oricum în pivniță, de care nu mai avea nevoie nimeni. Asta a fost marea lui afacere. Pe urmă, sunt cel puțin 2 gazete, pentru că tot de organizare vorbim și de vocația întregirii pentru orice atingea. Mm-hmm. Poate că ar fi fost această foaie a vitelor de pripas, nu? Curierul de Iași, căruia ironic i se spunea o foaie oarecare a vitelor de pripas. În 1876 a lucrat acolo. Da, și a făcut din ea o publicație ilustră, după aia s-a întâmplat la fel cu Timpul. Dar a muncit enorm la Curierul de Iași până la istovire. A fost un an, de fapt, negru în viața lui. Dar, în mod curios, este exact anul în care a publicat cele mai multe poezii, dintre care unele au apărut, altele au rămas postume. Inclusiv Călin File din Poveste, care este, după părerea mea, cel mai frumos poem al lui Eminescu. Pe un deal răsare luna ca o vatră de jăratec, rumenind străvechii codri și castelul singuratic și ale râurilor ape ce sclipesc fugind în ropot. De departe, în văi coboară tânguiosul glas de clopot. Pe deasupra de prăpăstii sunt zidiri de cetățuie, acățat de pietre sure un voinic cu greule suie. Așezând genunchiul și mână, când pe un colț, când pe alt colț, au ajuns să rumpă gratii ruginite a unei bolți. Și pe-a degetelor vârfuri, în etacul tăinuit, intră, unde zidul negru într-un arc a încremenit, ci prin flori întrețesute, printre gratii, luna moale, sficioasă și smerită, și-a vărsat razele sale. Unde ajung par văruite zid, podele ca de cridă, pe unde nu, părea că umbra cu cărbune izugrăvită. Iar de sus, până în podele, un păianjen, prins de vrajă, a țesut subțire pânză, străvezie ca omreajă.
Tremurând, ea licurește și se pare a se rumpe, încărcată de o bură, de un colb de pietre scumpe. După pânza de păianjen, doarme fata de împărat. Înnecată de lumină, e întinsă în crevat. Al ei chip se zugrăvește plin și alb, cu ochiul măsuri prin ușoara învinețire a subțirelor mătăsuri. Aici și colo a ei haină s-a desprins din sponci și arată trupul alb în goliciunei, curăția ei de fată. Răsfiratul păr de aur peste perin se împrăștie, tâmpla bate liniștită ca o umbră viorie și sprâncenele arcate fruntea albă e o încheie ce o singură trăsură măestrit le încondeie. Globii ochilor se bat, brațul ei atârnă leneș peste marginea de pat, de a vârstii ei căldură fragii sânului se coc. A ei gurei descleștată de al suflării sale foc, ea zâmbind își mișcă dulcea ei buze mici, subțiri, iar pe patui și la capui presurați-s trandafiri. Iar voinicul se apropie și cu mâna sa el rumpe pânza cea acoperită de un colb de pietre scumpe, a frumuseții haruri goale ce simțirile îi adapă, încăperile gândirii mai nu pot să le încapă. El în brațe prinde fata, peste față îi se înclină, pune gura lui fierbinte pe ei buze ce suspină și inelul scump îl scoate de pe degetul cel mic și apoi pleacă iar în lume năzdrăvanul cel voinic. Ea a doua zi se miră cum de firele sunt rupte și în oglinda ei buze vede vinete și subte. Ea zâmbind și trist se uită, șopotește blând din gură, spurător cu negre plete, vin la noapte de mă fură. În această poezie, în primul rând, îmi place extraordinar modul cum privește un bărbat femeia. Deci să recapitulăm. Călin, un fel de făt frumos, escaladează un munte ca să ajungă la un castel. Acolo sunt niște gratii ruginite, le rupe cu forța lui de Schwarzenegger, așa. Se duce la o întrevedere fără să fi fost anunțat. Deci într-o audiență care nu fusese programată. Domnule Alex Ștefănescu, da, vă întrerup exact. Acesta e limbajul, dragi prieteni. Acesta, da, un limbaj amuzat și high-tech. Un limbaj, da, pentru tinerii de astăzi. Pentru lumea noastră. Da. Da. Așa. Și înainte de a intra în atacul fete de împărat, rupe o pânză de păianjen încărcată cu un colb de pietre scumpe. Ajunge la fată, se uită și ce vede acest bărbat care se uită la o femeie? Și să ne gândim ce ar vedea un bărbat de azi care s-a uitat la o femeie. Această fată este dezgolită pe jumătate, dar dezgolită fără să știe că este privită. Deci nu ca în filmele porno unde ele știu că sunt filmate. Adică în inconștiența somnului. Are o puritate extraordinară, dezvelirea inocentă, neștiind că e privită și dezgolită pe jumătate. Și la ce se uită acest bărbat, acest intrus? Îi vede, de exemplu, cum palpită vena de la tâmplă și zice: tâmpla-i bate liniștită ca o umbră viorie. Tâmpla-i bate liniștită. În liniștea atacului, cum ritmează, ca un ceasornic uman, ritmează timpul. Sau zice: și de-a vârstei ei căldură fragii sânului se coc. Deci, în acea nemișcare a fetei, de fapt, se petrece o activitate misterioasă de maturizare. Deci, ea se apropie de momentul când va fi femeie. Se uită la ea, pleacă și a doua zi, ea nu mai este fată, este femeie. Și te întrebi cum? Și te întorci la imaginea cu pânza de păianjen. Ce pânză de păianjen poate fi în atacul unei fete de împărat care are nu știu câte cameriste să facă curat? Și îți dai seama că acea rupere de fapt reprezintă într-un mod diafan, sublim, dezvirginarea. Nu putea fi o imagine mai delicată acestui gest. Și ca dovadă că am dreptate, a doua zi fata se uită în oglindă și cum începe să se gândească la noaptea pe care o trăise. Ea a doua zi se miră cum de firele sunt rupte. Păi, deci
Deci erau pânză de păiajă și ea știa de existența ei. Ea a doua zi se miră cum de firele sunt rupte și în oglinda ei buze vede vinete și subte, ea zâmbind și trist se uită, șopotește blând din gură, zburător cu negre plete, vin la noapte de mă fură. Da, deci are buzele subte, deci a trăit o noapte de dragoste. Și Eminescu se apropie cu infinită delicatețe de acest moment. M-ați dus în pragul unui capitol așteptat probabil de multă lume, acela al Erosului, al Veronicăi, da, și al altora, da, și să intrăm cu pași de catifea în zona asta sensibilă, da. Dar așa cum dumneavoastră ați făcut-o aici în volum. E ceva interesant în legătură cu modul cum iubea Eminescu, de se instala în condiția de îndrăgostit nefericit. Deci, totdeauna, epistolele spun asta, am constatat. Păi, da. Celebra poezie, pe lângă proprii fără soț, la geamul tău ce strălucea, privi atât de des, o lume întreagă înțelegea, tu nu m-ai înțeles. Nu e adevărat, că era de ajuns să facă un semn și Veronica ar fi coborât, că se referea la casa ei de pe strada Buciumului din Iași, unde ea și cu soțul ei aveau o casă de vacanță și unde locuiau aproape mai mult decât în Iași. Și Eminescu s-a plimbat odată pe acolo și plăcea lui să-și închipie că e nefericit și că ea nu știe că o iubește. De ce? Pentru că în felul ăsta trăia dragostea mai intens. Deci dragostea imposibilă este trăită mai intens. Pe urmă este purificată de fiziologie. Lui Eminescu îi plăcea această dragoste sau din trecut, da, sau o dragoste imposibilă. Exact, sau proiectată într-un viitor incert care nu se va împlini niciodată, e clar. De ce? Nu pentru că n-ar fi avut succes la femeie, avea. Nu pentru că n-ar fi fost în stare să înțeleagă dragostea, ci fiindcă în modul acesta îi dădea o intensitate paroxistică trăirii. Dragostea nefericită e într-adevăr mai intensă. Nu? Dragostea fetei de împărat pentru Luceafăr are ceva de o frumusețe nepământească, această iubire, tocmai pentru că este imposibilă. Categoric. Și apoi și în istoria literaturii universale, nu? Romeo și Julieta nu trăiesc o dragoste imposibilă. Nu i-ar fi fost ușor lui Shakespeare să-și imagineze un happy end și pe urmă o nuntă? O nuntă. Dar ar fi trecut toate valurile timpului peste acest happy end, păi, când de fapt i-a omorât ca să-i salveze ca în timp. Ca să-i salveze, să-i facă etern, să rămână Categoric. În mintea noastră. Și, hai să intrăm din nou în zona minată a umanului și în legendă, de ce nu? Poate sunt legende urbane de la Iașul secolului al XIX-lea. Se spune că a plecat cumva Miron Pompiliu, care era pe atunci secretarul Universității Eșene, da, a plecat spre Viena și acolo i-a arătat Veronicăi Micle, care era ea însăși pentru niște tratamente medicale în capitala Austriei, i-a arătat celebrul portret al lui Eminescu la 19 ani, în care era serafic cuceritor, frumos de-a dreptul, o fotografie cunoscută a unui portretist de la Praga și tânăra femeie ar fi fost siderată, zice secretarul Universității din Iași. Dar avea poate o frumusețe astrală, dar întâlnirea propriu-zisă s-a desfășurat în felul următor. Așa. Deci, în 1872, da, Ștefan Micle, soțul cu 30 de ani mai în vârstă, de fapt, el s-a căsătorit cu Veronica Micle când el avea 44 de ani și ea 14, da, atunci erau alte unități de măsură pentru vârstă. Un om care murea la 50 de ani părea un om care bătrân, și-a trăit viața. Așa e, și-a, da, trăit viața, da. El s-a dus la o convorbire cu rectorul Universității din Viena, Ștefan Micle. Și pentru că Veronica suferea de psoriazis, și tratamentele din România pentru moment nu dăduseră rezultate, i-a propus să o ia la Viena să se trateze acolo. Și înainte de a pleca, l-a întrebat pe Titu Marescu ce student român de la Viena ar putea să explice Veronica, să o soțească într-o plimbare prin Viena și să explice care este trecutul clădirilor, care este, în ce constă frumusețea catedralei Sfântul Ștefan și așa mai departe. Și Titu Marescu zice, clar, zice, Eminescu, care știe carte mai mult decât noi toți, știe totul. Și Ștefan Micle s-a dus și conform celor convenite cu Titu Marescu l-a găsit pe Eminescu și l-a rugat el să o soțească pe Veronica Micle prin Viena. Vă dați seama cum
Cum a dat-o pe Mielușea în gura lupului, ca să zic, glumesc. Poate că glumiți, glumesc. Dar poate n-a fost chiar așa, pentru că au fost tatonări lungi, refuzuri, ezitări ale poetului, care, pe care îl cred foarte moral, pentru că nu a profitat de această oportunitate. Au stat pe asta, da. Foarte bine ați spus, aveți mare dreptate. După 3 zile, Ștefan Micre s-a întors, dar ea a rămas la tratamente 6 luni. Da. 6 luni s-au tot plimbat și nu s-a întâmplat nimic între ei. O să ziceți de unde știu. Știu că sunt informat. Da. Nu sunt s-a foarte nimic multe, între ei. Da. Să spunem, sunt foarte multe fragmente memorialistice, sunt și însemnări, sunt epistole care atestă această apropiere și distanțare permanente. De fapt a fost o iubire romantică. Da. Așa. A fost o dragoste platonică acolo la Viena. Și încărcată de poezie. Da, și care a devenit cumva contrariantă și gvasi conjugală după moartea lui Micle prin 1879, cred. Da, bineînțeles. Când... Atunci când Veronica și-ar fi dorit să se și căsătorească, a fost și un moment în care Eminescu a luat hotărârea fermă să se căsătorească, toți junimiștii au fost împotrivă, Titu Maiorescu l-a deconsiliat, i-a spus că nu are posibilitatea să se asigure mijloace materiale acestei doamne, Titu Maiorescu o antipatiza. Asta voiam să vă spun, nu era și un partipri aici, pentru că, să nu uităm, bărnuțienii intentaseră ministrului și acestui mare intelectual un, și critic. O înșenare, când el era... Înșenaseră chiar un proces. Da, când era, nu, rector, înainte de asta fusese directorul unui colegiu acolo din Iași, adică a unui pension, unde era elevă și Veronica Micle și l-au acuzat că a îmbrățișat-o pe mama unei eleve undeva în cancelarie și că este imorală chestia asta și Veronica a apărut ca martor al acuzării, așa, îndemnată de... Mă tem că a fost numai o proiecție de... școlăriță, unde... Nu a fost îndemnată unde de mamaie să fac asta. Probabil, unde a ajuns însă ca și la senectute și în plină glorie, Titu Maiorescu n-a iertat-o. N-a iertat-o. Deși ea există un text al ei în care îi cere iertare lui Titu Maiorescu. Da, știu textul acela. Da. Nu a folosit la nimic, resentimentele au rămas. Da, da. Și, vreau să vă întreb altceva, domnule Alex Ștefănescu, pentru, tocmai ca să înțelegem acest destin de ploaie cu soare al poetului și tragismul acestui destin, de ce nu? Pentru că în relația cu Maiorescu, criticul a aflat destul de târziu că nu exista un certificat de încheiere a studiilor liceale pentru tânărul Eminescu și tot timpul îl împingea, ea acordat stipendii bănești la dar forțat... la Berlin ca să-și ia doctoratul între 72 și 74. După ce încercase asta întâi în faza din Viena. Da, pe urmă s-a gândit că poate la Iena ar fi un alt moment în care el ar putea să-și întregească studiile. Din fericire, atunci doctoratele aveau greutatea lor reală. Da, da, da. Bine, și visul de aur... Cumva, ca el să aibă o carieră universitară. Da. Să spunem exact, să fie un ilustru profesor al Facultății de Filozofie din Iași. Dar poate că n-ar fi fost bine. Și eu cred că nu. De fapt, s-a dovedit în scurta perioadă când a fost suplinitor, nu pe la școala comercială, tot din Iași. Și când a fost și revizor școlar. Exact. Câtă seriozitate avea în munca asta de pedagog. Dar nu îi se potrivea, totuși, pentru că... Era o limitare birocratică a unui destin impetuos. Da. Și avea o minte liberă. De exemplu, tot poemul uriaș, Memento Mori, este scris la Viena, la cursurile unui profesor de istorie universală. Deci profesorul vorbea despre civilizațiile dispărute, despre Babilon, Egipt, despre greci, despre romani, despre daci și așa mai departe. Și Eminescu făcea versuri legate de ceea ce spunea profesorul. Aceste versuri le-am văzut în manuscris. Sunt chiar pe caietul studențesc pe care erau și notițele. Notițele de școală, ca să zic așa. Și mă gândeam așa. Dacă profesorul acela și închipuia că tot ceea ce zice el despre Babilon, de exemplu, despre grădinile suspendate ale Semiramidei, devin versuri peste timp. Poezii, să spunem că de îndată ce prin 1902
Titu Maiorescu a dus la Academia Română, din fericire pentru noi, Lada cu manuscrise. Oricine poate să vadă astăzi, dacă e interesat, cum pe sutele de pagini sunt notițe ale cursantului, auditor excepțional, pentru că doar atât reușea să fie, cu discipline foarte diverse, economie politică, istorie universală, fiziologie. Tocmai calitatea asta de auditor, medicină legală, economie și economie. Aici trebuie neapărat să fac o paranteză, să spun că se zice în mod greșit, aberant, chiar că Eminescu era un antiprogresist, că respingea ideea de progres. Nu este adevărat. Este citat, un vers din... Chiar din Doină. Din Doină, două versuri din Doină, spunea Eminescu, și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd. Adică pe măsură ce se construiește o cale ferată, se defrișează locul, se taie păduri și dispar păsările care cântau și asta. Păi chiar așa și e. Dar el nu deplângea faptul că se face cale ferată. Vedeți, are Horia Roma Patapevici o remarcă foarte bună, chiar în titlul unei cărți, ce se pierde atunci când se câștigă. Totdeauna se pierde ceva, se și pierde ceva. Și Eminescu deplângea pierderea acestui farmec al naturii. Adică dispărea codru cu păsări, dar așa cum ați făcut pentru mine, ați coroborat articolele, nu? Să vă arăt un citat care lămurește definitiv toată chestia asta. Vă rog. Deci exact în anul 1883, când scria și cum vin cu drum de fier toate cântecele pierd, în ziarul Timpul, ca ziarist, pleda cu înflăcărare pentru introducerea căilor ferate și zicea, cu argumente de economist, căci să ne închipuim bună oară că în secolul trecut cineva ar fi avut fantazia să trimită 50 de kg de grâu la Paris cu carul cu boi. Deja după 1000 de kilometri de cale, valoarea transportului ar fi fost mai mare decât a grâului. La Paris, în fine, s-ar fi vândut cu o pagubă enormă, căci valoarea mutării din loc în loc ar fi fost de 10 ori mai mare decât aceea a produsului transportat. Se face însă drum de fier. Ce se operează prin el decât suprimarea unei lungi serii de cheltuieli de transport printr-o mașină făcută cu scopul anume de a le reduce? Da. Păi, acum orice om cu discernământ își dă seama. Sunt două planuri diferite. Asta este planul gândirii realiste și ăsta, celălalt, planul emoției poetice. Păi, acum, de exemplu, și eu mă gândesc cu nostalgie la trăsurile de altă dată, dar merg cu automobilul. Asta nu înseamnă că sunt împotriva progresului tehnic, că mă gândesc visător la diligențe, nu? Asta e cu Eminescu. Cine nu are destulă libertate sufletească, nu-l înțelege. De exemplu, e un istoric la modă, trebuie neapărat să-i spun numele, Lucian Boia, care nu l-a înțeles pe Eminescu, care a și spus că este un poet minor, imitator al romanticilor germani. Nu este adevărat, n-a imitat niciodată pe nimeni Eminescu. Vedeți, aceasta e și ambiția mea evidentă, adevărat, de a rememora cumva și a-l reîmprieteni pe Eminescu chiar în anul aniversării primului nostru centenar, pentru că țin să se știe că el este tânărul de nici 20 de ani, care scria și în Albina, și în familia de la Pesta. Care înțelegea lumea. Înțelegea Doamna lumea. Daniela Zeche, el știa despre lume totul. Eminescu cunoștea aproximativ 200.000 de cuvinte ale limbii române, știa mii de cuvinte în germană, în franceză, știa și în greacă veche și în latină, mai se apucase, învățase și sanscrită și a făcut o gramatică de uz propriu pentru așa. Ei bine, în poezii folosea câteva sute de cuvinte, cuvintele cunoscute de toți românii, ca să fie sigur că scrisul lui ajunge la inima românilor. Eminescu Poem cu Poem e un proiect vast care continuă. Da. Și atunci, finalul acestui ambițios edificiu va fi care? În primul rând, am o sfială când scriu despre postumele lui Eminescu, pentru că Eminescu nu le-a publicat, deci nu mi-a dat voie. Nu le-a supus discuției publice și eu mi-am luat această libertate. Și atunci, de fiecare dată zic așa, iartă-mă, Mihai Eminescu, dar fac asta nu ca să te judec. Păi, cum aș putea să fac o judecată critică când Eminescu ar zice, dacă nu-ți place poemul ăsta, eu nu sunt de vină că eu nu l-am publicat. Deci, și poate nu era gata și poate nu era desăvârșit. Ci fac asta ca să salvez din mii și mii de texte tot ce e valoros. Și sunt nenumărate poezii sclipitor de frumoase
Mi-am imaginat când scriam despre postume că stau pe malul unui fluviu cu o undiță în mână și mereu plic câte un peștișor de aur. Mereu pescuiesc din fluviul ăsta de cuvinte ca adevărate bijuterii. Vedeți însă că nu puneți peștișorul de aur înapoi în apă, îl puneți pentru noi la păstrare, da, așa cum da. Făcuse, de ce nu, Titu Maiorescu, da. Pe când poetul zăcea ba la sanatoriul doctorului Șuțu, ba undeva la Mănăstirea la, Neamțului, unde îi făceau Viena, trepanații, da. Sau la Viena. În 1983 s-a dus la sfârșitul anului și a dus, de, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cadou, un volum de versuri pe care îl făcuse Titu Maiorescu, ca o surpriză, ca să-i creezi un moment de... bucurie, de, da? Da? Sau măcar da. De înseninare. Da, și i-a fost foarte devotat toate legendele astea, absolut ridicole, că l-a omorât, că a complotat împotriva lui Eminescu, sunt încă o dovadă de lipsă de recunoștință. Cu caracteristica vremii noastre este lipsa de recunoștință. Față... Și poate neputința admirației, domnule Alex Ștefănescu, da, da. În calitate de critic literar, de zeci de ani vă loviți de această neputință. E o mare infirmitate să nu poți să admiri. Deci când admiri pe cineva, parcă uiți de tine însuși și te lași în voia unui moment frumos. Precis, Eminescu a stârnit această invidie. Păi și acum stârnește invidie. Da. Și acum stârnește invidie și mi-a spus... un poet de azi, nu-i dau numele, că eram numai noi doi, mi-a spus, zice, i-au pus chipul peste tot și pe bagnotele de 500 de lei, adică pe cea mai valoroasă bagnotă. Pentru mine e jumătate cinism. Dar știți cum l-am consolat eu? Ei? Zic, mai bine îi puneau chipul pe bagnotele de un leu, că aveau tiraj mai mare aici. Aici tiraj e foarte mic. Da, cu jovialitatea dumneavoastră recunoscută, de fapt l-ați făcut și mai invidios pe personaj, asta e. Și vorbind cumva de epilog, de momentul singurătății absolute, când Eminescu moare în zori, nevegheat de nimeni, zic da. Documentele, da. Mi-am imaginat... continuă această scenă, cum mi-am imaginat un alt revelion de pilde de prin 1880, când era invitat și acasă la Titu Maiorescu și a așteptat cu ardoare la Iași de iubita Veronica Micle și el rămâne singur. La cumpăna anilor, scriind la masa lui. Da. Mă impresionează însă și altceva. Dacă ne uităm acum la mormântul lui Eminescu de la Belu, să observăm cum toate celelalte morminte ale altor scriitori tind să se apropie de Eminescu ca și cum, prin simpla atingere, s-ar contamina de geniu. Merită să răsfoiți și să citiți chiar Eminescu poem cu poem. Este un proiect merituos și ambițios al criticului Alex Ștefănescu, un proiect care e în derulare și care vă va face să vă simțiți contemporan cu un spirit mare, român și european deopotrivă, acela care nu ne va face să ne rușinăm niciodată. Niciodată, niciodată. Mulțumesc pentru astăzi. Și a fost un moment frumos. Mulțumesc.